Weekend plin pentru polițiștii suceveni. În aceste zile au fost efectuate controle în localurile publice care au deschis terase, parcuri, zonele centrelor comerciale, piețe, târguri, dar și gări, autogări și mijloace de transport în comun. Pentru prevenirea și limitarea infectării cu virusul COVID-19 sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii din cadrul IPJ Suceava, împreună cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sănătate publică și de la protecția consumatorului, acționează în zonele aglomerate din județul Suceava și verifică modul de respectare a măsurilor impuse în contextul stării de alertă. Acțiunile se încadrează în măsurile dispuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prevenirea infectării cu COVID-19 fiind o prioritate națională ce presupune un mod de acțiune integrat al tuturor instituțiilor și entităților cu atribuții în domeniu, dar și un grad crescut de responsabilitate socială. Acțiunile vor continua zilnic, urmând a se desfășura cu efective suplimentare și în sistem integrat cu participarea partenerilor instituționali. Activitățile au în primul rând un rol de responsabilizare și conștientizare a cetățenilor cu privire la pericolele asociate nerespectării măsurilor de siguranță.